În primul minut al reprizei secunde, iată cele mai importante momente ale primei reprize. Un șut pe lângă poarta lui Ada Hilton, apoi o ocazie pentru Steaua, Big Falvi, apoi Surdu și-au încercat norocul, s-au opus Dușan Cuciac, portarul slovac al vasurienilor. O altă fază importantă a Steaua, o centrare a lui Pănel Nicoliță, până să ajungă mingea însă la Surdu, a respins Cânu. Apoi un corner executat de Pablo Brandan și reluarea lui Big Falvi direct în brațele lui Dușan Cuciac. La cealaltă poartă, Tătărușanu a blocat șutul lui Sân Mărtean, iar aceasta este cea mai mare ocazie a primei reprize. Insistența lui Bilașco și lipsa de inspirație a lui David Rivas i-au pus față în față pe Surdu cu Dușan Cuciac. Din nou a blocat portarul slovac al moldovenilor. Trece Bănel Nicoliță, de Rivas, Bănel Nicoliță și este 1-0 pentru Steaua din minutul 51. Bănel Nicoliță rămâne coșmarului David Rivas. Vă aduceți aminte, Nicoliță marcat de două ori contra lui Betis când Rivas era capitanul acestei formații. Iarăși l-a păcălit Bănel Nicoliță pe David Rivas, iar Steaua conduce din minutul 51 cu 1-0. O nouă eroare făcută de David Rivas, cel care n-a jucat în returul acelei duble, el a fost suspendat. Prezent pe teren însă pe fostul 23 august la acel 0-0. Rivas a șutat în Milanov, iar Bănel Nicoliță înscrie un gol extrem de important. Foarte frumoasă reușită a mijlocașului stelist. 1-0 pentru Steaua și Vasluiul, dacă nu schimbă ceva în joc, va rămâne și după acest meci fără victorie aici în Ghencea. Bănel Nicoliță, premiat pentru insistența sa, a jucat bine și în prima repriză și iată un moment pe care îl vedem la partidele de fotbal american, însă atunci când se ciocnesc, o șansă importantă de a aduce egalarea pentru FC Vaslui. 6 goluri marcate de el în acest sezon, spuneam în prima repriză, care și 5 pase decisive. E o fază importantă a acestei partide, venită cu 10 minute înaintea finalului de meci. Un zid masiv făcut de jucătorii lui Sorin Cârțu. Se pregătește Ada Hilton, șutează foarte bine, este gol, golul 7 al lui Ada Hilton. Superbă reușită a brazilianului. E 1-1 Steaua Vaslui și totul se ia de la 0. În acest moment, un rezultat de egalitate nu-i convine nici Stelei, nu-i convine nici Vasluiului. Foarte mulțumit Ada Hilton. Șuturile sale. Foarte mulțumit Adrian Porumboiu de execuția lui Ada Hilton. Suntem convinși că și Ada Hilton este foarte mulțumit de execuția sa. Ultima schimbare la Steaua, a ieșit de pe teren Surdu. În locul său a intrat Onofraș, omul din piciorul căruia a plecat golul decisiv marcat în partida cu Victoria Brănești. Răduț acum în acțiune, o pasă pentru Latovlevici, centrează Latovlevici.